Hei, înainte să înceapă episodul, aș vrea să te rog să apeși pe butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Iar dacă ai o hartă pentru mine și vrei să o joc în această serie de custom map-uri, nu ezita și trimite-mi-o la adresa de e-mail hărțimineCraft@yahoo.com. Toate detaliile le aveți în descriere. Mersi! Salut, eu sunt Hunter și m-am găsit la a doua parte din primul custom map pe care îl jucăm. Hai să mergem la următorul nivel, nivelul 2 parcur. Salutare aventurierule, bun venit la nivelul 2, sper să îl treci cu bine. Apasă pe buton pentru mâncare, apasă pe buton pentru setarea spawn-ului. Ok, hai să vedem. Ok, deci o să murim dacă cădem. Da, I was expecting this. Și cred că avem spawn point după fiecare chestie din asta. Da. That's good. Good news. Ok, capete de scheleți. Oh, shit, stai, aveam ceva deasupra capului. Ah, fuck. Trebuia să fiu mai atent. Stai, mă. Asta vreau, în caz că trec. Ok, shit. De ce apăs? De ce apăs pe shift? De ce fac asta? Dar nu sunt counter. Bine, hai. Hai, hai că poți. Așa. Așa. A, și își dau cu cap. Ok. Fuck. Da. Pentru că ai viteză mai mare când sari așa. Ok. Așa. Așa. Și ar trebui să sar acolo sau acolo? Cred că acolo. Bine, am uitat să sar. Ok, let's do this. Așa. Gata, hai că m-am enervat. Nu mai merge sprintul. Doamne. O să fac rage la un moment dat. Vă duceți-vă un popcorn și uitați-vă la mine cum dau fail într-una. Așa. Aici o să cad, hai că n-am căzut. Aici o să cad, hai că n-am căzut. Aici o să, nu o să cad, aici. Bun, bun. Hai, tată, hai. Hai. Hai, de ce? De ce? De ce? Hop, așa. Hai că devin mai bun. Pe zi ce trece. Aici dau cu capul, n-am cum să sar de aici acolo. Iar aici nu, n-am viteză. A, uite că am. Așa, hai. Hai. Hai, standard, hai că poți. Hai că poți. Hai că poți. Nu, nu poți. Hai. Bine, bă. Spawn point. Great success. Spawn point. Great success. Bun. Hai ca să apare ușor. Fuck my life. Trebuie să merg prin pânză. Dar de ce mă chinui? Dar de ce? Shit. Ok. Acum. Dacă merg în apa aia, cum dracu? Stai. Așa. Bun. Așa. Ok. Fuck. Ai cum să sari de pe chestia asta? Dar n-ai cum. Sau ai cum? Unde ar trebui să sar? Opa, ce e aia? Snowness. Fuck! Nu! Vai, și acolo e pânza aia care mă enervează. Nivelul ăsta e slow. Haide, hai. Deci, 100% trebuie să sar pe alea, dar n-ai cum, frate. De fapt, ai cum, dar nu știu eu cum. Shit, nu-mi zic că nici de apa asta nu trec. Dă să sar odată să văd că nu... N-ai cum, mă! Uite, abia sari atâta. A, lol? A, ai viteză când sari, lol. E mai greu. Haide.
Scunza asta e cea mai enervantă. Dacă dai fail de multe ori, cum fac eu. Așa. De asemenea, toate mapele pe care le primesc, o să vă las link-uri în descriere să le jucați și voi dacă vreți. Așa. Așa. Trebuie să mă uit în jos ca să văd când plec de pe bloc. A. De ce? Lol, gata. Știu cum să trec mai ușor de pânză. Hai că învățăm chestii noi. Câte mai avem? A, doar unul. Bun, haide. Hai că pot. Hai că se poate. De ce? Space stâmpit. Am ținut mâna pe Space prea mult. Mână tâmpită. Manuela, ce faci? Așa. Și aici. Nu, trebuia să țin pe shift. Da, hai că am învățat cum se trec de Soul Sand-ul ăla foarte ușor și de pânză. Trec ușor. Adică, vă duceți în pânză cu sprint și țineți apăsat space. Și trece mai repede. Mă gândeam dacă o să dau vreodată fail la apa aia. Dar nu poți să ride pe aia, cred că merge. Fuck. Ok. Iar de aici? De aici? Eu dau cu capul. Cum dracu sar pe chestia asta, la altă? Ok. Bun, bun, bun. Ok. Am luat slowness. Da. Am luat slowness. Be right back. Un minut. Gata, mi s-a dus. Hai, te rog, nu da fail acum. Bun. Finally. Fuck, e un nivel tâmpit. Hai că asta n-ar trebui să fie așa greu. Ce spuneam? Never mind. Ah, lol, stai mă, lol, nu trebuie să sară așa tare. What the fuck? Dar, băi, cum trebuie să sar? Că dacă dau cu dublu, dacă dau cu sprint, sar prea față. Lol, imposibil. Hai că o să fie greu și asta. Fuck my life. Da, pic de pe... Ale, frate, mă grăbesc prea mult. Ok, hai. Ușurel. Ușurel. N-ai cum. Trebuie să sar până acolo. How? Is that even possible? Finally, doamne! Doamne, deci când am stat la chestia asta... Stai, de ce am apăsat pe F1? Doamne... Oh, God, băi... Doamne! Felicitări, aventurierule! Ai trecut și de această probă. Nu mă așteptam, dar ți-am pregătit multe alte peripeții. Sper să le treci cu bine. Multă baftă! Butonul de kit. Ok. Butonul de spawn point.
Aha, aventurierule, ai reușit să ajungi aici. Sunt impresionat. Să vedem dacă reușești să treci de acest nivel. Am impresia sau e ateu? Băi, cât lag îmi face. Dar de ce îmi dai labirinte? Dacă sunt numai zombie, e ușor. Până am stric sabia. Ok. N-ar trebui să fiu pe peaceful acum. Nici pe easy. Dar și unde dracu trebuie să ajung? Dar nu mai vreau labirinte, de ce, Doamne? Măcar nu e așa de complicat. Sau nu pare la fel de complicat. Oh, God! Plătați ăștia sunt nașpa. Că ăia dau. Ah, uite. Nice, atâta! Haha, aventurierule, văd că ai trecut de piramida mea. Să vedem dacă poți trece, dacă poți trece de animalul meu, gigantul. Băi, frate, mă enervează deja. Setează spawn point-ul, buton nivel 4, buton kit, bătălie gigant. Ok, și ce gigant ar putea fi? Witcher sau dragon sau... Pana mea. Aoleu! Aoleu! Ce dracu? Chestiile alea spawnează mai mulți. De ce? După ce ai bătut gigantul, caută butonul de ieșire. Ce fra... Băi, frate! Se spawnează mai mulți pentru că... Ar trebui să fie doar unul. Și el când calcă în chestiile alea, spawnează mai mulți. Nu se pune, nu-i corect. N-am cum să-l omor. Să-i omor. N-ai cum, frate. N-ai cum. N-ai cum. Oh, 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 aventurierule, văd că ai trecut de animalul meu. Da, am trecut pe dracu, că se spawnează la greu. Acum am să te rog să spargi diamantul cu târnocopul. Ce târnocop, frate? Ah, lol. Ok. Shit. Nice, lol, chestia asta e chiar mișto. Felicitări aventurilor, ai terminat mapa. Ți-am dat game mode ca să vezi sistemul care ți-a dat de furcă în acest joc. Nu mi-ai dat game mode. De ce? De ce? Firal. Hai să ne dăm noi. A, nu merge. Atunci facem asta. Ok, hai să vedem. Așa, uite labirintul tâmpit. Care a rămas și cu torțe prin el, văd că. A, dar doar în locurile. Da, am fost chiar prin tot labirintul. Și m-am folosit de torțe, nivelul ăsta care îl urăsc. Piramida a fost ușoară, iar bossul nu ai cum, că se spawnează prea mult, de-aia am și găsit butonul și l-am apăsat. Da, bun, sper să nu mai dau de hărți cu o grămadă de labirinte, pentru că e enervant. Pur și simplu enervant. Ok, asta a fost prima mapă.
din seria de custom map-uri. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare. Bye bye!